sunt acasă la mine, da? Și vă arăt prima mea poză într-un ziar. Eu am început la Rapid în 1952 și am rămas acolo până în 1969, când am născut primul copil. Eu nu plec de la Rapid și dacă joc popice. Vedeți, totul de începe de la școala generală care am făcut, că te vede un profesor care te studiază și vede că poți să faci față. Că eu nu vreau să merg la școală sportivă. Dacă eu nu pot să fac față, fiindcă eu nu știam limba română. Am jucat pe 10 ani în echipă națională și am câștigat un campionat mondial al doilea, al treilea și cupa campionilor europene. A fost foarte frumos și tot mereu ne mândream, fiindcă aduceam ceva bun pentru țara. Eram gimnastă aici, gimnastă în plonjon. Intram atât de fericite și atât de hotărâte că n-avea voie nimeni să se atingă de noi. Era un imbold să joci cât se poate de bine ca să te admire lumea, de ce nu? Frumos, frumos a fost, frumoasă a fost viața asta. Asta e la mondiale. Da. Acum aș alerga, dar nu da. Mai pot. Dacă aș putea și eu la fel. Formația noastră este formată în timpul numărul 16, Mihaela Ciobanu, numărul 10, Marina Toicu. După că dacă facem socoteala, da, când clubul am primit 70 de ani de la înființare, noi am câștigat prima cupă și am fost prima echipă după Revoluție care a câștigat o cupă europeană. În imagine, capitanul echipei noastre, Sorina Lester. Lacrimi și bucurie, doamnelor. Dragoste pentru sport a fost datorită lui Cristian Țupescu. Deci, în momentul în care l-auzeam cum comenta despre Nadia, după aia la campionatul mondial de handbal la băieți, când au câștigat, i-a zis, ăsta e vițul vieții mele. În afară că să apar la televizor, să mă comenteze Cristian Țupescu, să-l cunosc față în față. În momentul în care jucam și aveam galeria stânga-dreapta, parcă aveam 4 picioare și 4 mâini. Incredibil. Deci era o luptă la cu echipierea al nostru din teren. Ne dădeau aripi și nu conta ce greșeli făceam, că neapărat știam că suntem susținute și puteam să o luăm de la început. Deci lucrul ăsta ne-a dus foarte tare. Ni se făcea pielea găină din vestiar când îi auzeam cum țipau și cum ne ovaționau. Rapidul a fost echipa oamenilor simpli. Aici erau oameni muncitori și pentru ei era un spectacol. Exact cum ar merge la teatru. În momentul în care am câștigat cupa, nu vă exagerez, cred că m-au îmbrățișat 100 de oameni. Chiar un domn a venit și m-a luat pe sus. Mi-era și frică să nu cad. Atât de tare s-au bucurat și atât de... simți căldura aia de la un om simplu. Veneau cu un copil de mână, uite tati, uite, ea e mare. De parcă eram Dumnezeu, dar erau, cum să vă spun, exact cum vedeam eu sportivii la vremea când eram copil, ca pe niște, ca pe Dumnezeu, ajunsese și eu să fiu văzută de oameni simpli și de copii, la fel. Părinții mei nu prea au fost cu sportul. Eu, practic, am fugit de acasă să fac sport pentru că am iubit să bat mingea. Imnul cântam și când mergeam pe drumul acasă, după ce se termina meciul. Atât de încântată era.
De toți, de la cel mai mic până la cel mai bătrân. Nu conta, femei, bărbați, toată lumea cânta. E impresionant. Impresionant. Am să rămân toată viața cu aceste imagini. N-am cum să le șterg din minte. E greu când te lași, dar retrăiesc ceea ce am trăit atunci când mă duc la meciuri. De la 20 la 41 pot să spun că toată cariera mea este legată de Clubul Rapid și îți dă o forță. O forță pe care nu o poate, altfel nu o poți descoperi la tine. În momentul în care începe jocul, în momentul în care marchezi, în momentul în care vezi bucuria celor din tribună, este ceva ce nu se poate descrie, este extraordinar. Și îți dorești ca la fiecare fază să auzi din nou vuietul al sălii și să-i mulțumești. Niciodată n-am vrut să renunț. Niciodată nu mi-am pus problema, mi-e foarte greu, mă doare, mâine nu fac antrenament. Uitați-vă, cam așa arătam acum 60 de ani. Și atunci și acum se obișnuiește să se spună că, de exemplu, la vole, susținătorii erau a șaptelea jucător. La fotbal se spune că erau al 12-lea jucător. Erau foarte gălăgioși, foarte sufletiști, erau aproape de echipă, erau aproape de jucători. În postură de atacant, în meci de tot de Cupa Campionilor Europeni. Dacă ar fi să o iau de la început, ar trebui să dau timpul cu aproximativ 70 de ani în urmă. Aș face-o cu aceeași pasiune cu care am început-o atunci, când jocul copiilor era îndreptat către o joacă, în primul rând, și după aceea către performanță. Pur și simplu, Rapid este un spirit. Dacă reușești să trăiești momentele alături de spectatori, alături de staful tehnic, nu știu, nu, practic nu mai poți scoate din tine lucrul ăsta. Îți dorești să revii, îți dorești să fii mereu aproape de club. Nu știu dacă există o explicație. Cred că în cazul meu este vorba de destin, gândindu-mă că eu sunt un om totuși fricos în afara terenului, dar în poartă eram un om curajos. Iar galeria îmi dădea și mai multă putere și mai multă încredere în mine. Simțeam că nu vreau să dezamăgesc, în primul rând suporterii și apoi pe mine. Dacă m-aș mai naște odată, tot sportul mi-aș dori să fac. Sincer, m-am îndrăgostit de echipa Rapid atunci când am fost încurajată și așa a început povestea mea, cu strigătele și încurajările și atmosfera care era creată în sala Rapid de suporteri.
sportul a fost viața mea și mulțumirea mea. Mulțumesc de atâta ori că am făcut sport și sport de performanță. Mulțumesc! Gata frumosul! Gata!